emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând domnii consilieri Petru Marius și Nastasiu Romică. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Bună ziua, să rămână la doamnele consilieri, la doamnele invitate. Este prima ședință din actualul mandat. Încă o dată mă bucur de prezența dumneavoastră. Vă doresc succes, pentru că pur și simplu partea de festivitate, ca să nu spun festivism, s-a consumat până acum. A venit momentul ca să pornim la treabă. Doresc succes tuturor și colegilor din activitatea de zi cu zi. În mod special, doresc succes noilor consilieri, dintre care doi lipsesc. Urările mi se adresează în exclusivitate, domnul Răbeanu. Am înțeles că domnul Petru, domnul Nastasiu, sunt ocupați cu activitatea lor de bază, să spunem așa. Ca și dumneavoastră, fiind la început de drum, nici eu nu sunt scutit de emoții. La fiecare ședință sunt inerente la momentan. Asta, în partea bună a lucrurilor, înseamnă că ne pasă de ceea ce facem. Sunt convins că tot avem bună voință, bună credință față de comunitate. Dacă vă mai amintiți la festivitatea de constituire a administrației locale, am spus că este important ca să ne amintim jurământul măcar înaintea fiecarei ședințe. Pentru că suntem cu adevărat în slujba comunității. Reprezentăm aici pe cei 2100 aproximativ de cetățeni din Bogdănești cu drept de vot. Și tot avem interesul să nu-i dezamăgim în ultimă instanță. Am deplină încredere, pentru că îmi amintesc de buna conlucrare între cele două instituții care formează administrația locală. Experiența mandatelor anterioare și sunt convins că deliberarea și, în final, votul dumneavoastră pur și simplu va avea în vedere interesul comunității. Avem o cutumă, respectiv niște acte normative care reglementează activitatea Consiliului Local. Probabil cei care sunteți mai noi o să intrați în posesia regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Și revenind la această idee, îmi revine obligația legală de a reaminti ordinea de zi pentru a putea fi luată în considerare de dumneavoastră la primul moment. Avem mai întâi, cel puțin în ordine care rezultă din dispoziția de convocare, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul al doilea 2016, inițiator subsemnat. Ca punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre care se referă la rectificarea bugetului Comunei Bucărești pe trimestrul al treilea, inițiator subsemnat. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sau avizarea de principiu a planului urbanistic general al Comunei București și inițiator subsemnată. La punctul al patrulea, figurează ca și propunere un proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei București, inițiator subsemnată.
Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcției publice din aparatul de specialitate al instituției primarului pentru anul 2017, inițiator determinat. La punctul al 6-lea este menționat un raport privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului și urbanismului în Comuna Bucănești, prezinte referent de specialitate, domnul Stângă Ion. La punctul al 7-lea este prevăzut o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1-2016, prezintă doamna Bursuc Rodica, referent în aparatul de specialitate. La punctul al 8-lea reamintesc un raport cu privire la activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap, tot pe semestrul din 2016, prezintă doamna consilier Scutaru, numită Elvira. La punctul al 9-lea figurează un proiect de hotărâre pentru aprobarea unei sprijin financiare Bisericii Ortodoxe din satul Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Sunt informat și probabil este pregătit, după câte știu, un proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Deci rămâne valabil și mulțumesc pentru că vorbeam de cutumă. Avem, de obicei, în final, un punct care înseamnă solicitarea adresată dumneavoastră, deci Consiliul Local Bucănești. Mai sunt completări la ordinea de zi anunțată. Dacă nu mai sunt, să pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi anunțată? Mulțumesc pentru unanimitate. Acum, cred că mai ales când suntem la început de mandat, urmează ca dumneavoastră să vă desemnați președintele de ședință. V-ați gândit, oricum o să vă vină rândul la fiecare. Doamna Cătălea. Am început data trecută și am convenit să rămân tot așa de 3 ședințe. Supun la vot opțiunea exprimată de ea. Mulțumesc. În această contat unanimitate, vă rămâne decât să oferim și pe doamna consilieră, Marica Cătălea, o rog să preia conducerea de vot. Mulțumesc, da. Așa cum se procedează de obicei, pentru început dau cuvântul domnului secretar pentru a supune aprobării procesul verbal de la ședința anterioară. La ședința de constituire. Procesul verbal de la ședința din mai. Deci din 18 mai. Dacă sunt completări sau adăugiri la procesul verbal încheiat în ședința de 18 mai, cu precizarea că procesul verbal din ședința de constituire când a fost finalizat. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința din 18 mai 2017 și 2016. Mulțumesc. Mulțumim. Intrăm în ordinea de zi propriu-zisă. La punctul 1 avem un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul al doilea 2016. Vreau în contul domnului primar pentru al treilea. Aș continua cu un atrag de la considerat de servință certificată ședințe de astăzi. Este, după cum ați constatat cu toții, ordine de zi destul de complexe, diversificate, ar spune că vizează multe domenii de activitate. Dacă ne referim la bugetul Comunei Bucănești, preponderentă are secțiunea de funcționare, dar se găsesc și subiecte propuse pentru deliberare cu dorința de a deveni
integrarea execuției bugetare cu deliberarea și aprobarea modului cum a decurs execuția bugetară pe exercițiul 2016, ne-am mai întâlnit cu executătorul care sunt într-o postură inedită referitor la acest subiect. Este un moment important pentru deliberare. Dacă ne gândim, putem accepta câteva considerente care fac și obiectul expunerii de motive. În primul rând, este o obligație legală. Acest lucru este precizat în legea finanțelor publice locale, celebra lege cu care o să ne mai întâlnim, 273 din anul 2006, care mă obligă ca ordonator principal de credite să prezint situația privind execuția bugetară pe anul 2016 în ședință publică pentru deliberare și aprobare în final. În afară de obligația legală, fără îndoială, trebuie să avem în vedere și alte considerente importante. În primul rând, este un moment, un document care vine să confirme, să respecte principiul de transparență privind gestiunea banului public și respectiv modul cum a fost utilizat. Ne permite în același timp nouă celor care avem de-a face în activitatea de fiecare zi a primăriei să evaluăm situația la zi în ceea ce privește gestiunea bugetară, atât pe partea de venituri, și pe partea de cheltuieli. Și în urma dezbaterilor vom avea ocazia ca să procedăm din mers la reglarea. Sunt momente când trebuie reglată orice activitate în viața personală. A modului de realizare a veniturilor, a modului de utilizare a cheltuielilor. Este într-un fel, nu neapărat regretabil, dar ar fi de interes, pentru că de obicei cred în ceea ce spun, să fie o prezență mai numeroasă în ceea ce privește accesul și posibilitatea cetățenilor de a cunoaște și de a înțelege modul de gestiune și de utilizare a resurselor publice. Resursele financiare, evident că sunt foarte importante pentru activitatea administrației locale. Probabil, mai târziu o să se întâmple. Dacă ar fi fost o prezentare executivă bugetară în contextul campaniei electorale, bănuiesc că ar fi fost o prezență mai numeroasă. După cum vedeți, ușurile sunt deschise. Noi respectăm principiul accesului liber la informațiile publice. Probabil că o să vină mai târziu acest lucru. Ați avut pentru informare, pentru studiu și reflecție inevitabilă, care va determina și votul dumneavoastră în activitatea din comisie. Ieri, după câte știu, a fost această activitate. Câteva considerații care vin să completeze expunerea de motive. Cei care au mai multă experiență pe această speță propusă pentru deliberare, am văzut, nu fac decât să reiau o apreciere care a mai fost făcută la acest tip de proiect de hotărâre. În primele trimestre stăm de obicei
bine, sau aparent foarte bine, în ceea ce privește realizarea veniturilor. Ați văzut pe veniturile proprii care se realizează prin activitatea de colectare sau de receptare a veramentelor către bugetul local, avem 176% parcă procentul de realizare. Sunt considerați pentru realizarea veniturilor totale, dacă vă mai amintiți, noi avem finanțare și de la Ministerul Dezvoltării pe proiectul de modernizare a drumurilor. Aici lucrurile nu sunt la zi, cum se spune. De exemplu, avem ultima factorare de vreo 7 miliarde de ultima mediație, plată către compania care are contractul de lucrări. La momentul ăsta, nefiind făcută plata propriu-zisă, trebuie să avem accesul Ministerului Dezvoltării. Ei ne virează suma de plată prin trezorerie, asta ne diminuează partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare, așa se numește această secțiune a bugetului, care cuprinde investițiile, în primul rând. Deci, iată, tot la partea de cheltuieli, procesul de realizare nu este foarte spectaculos, deși vă pot informa că din cei 4 km și 170 de metri, cât înseamnă modernizarea drumurilor comunale, deci, repet, cu finanțare majoritară de la Ministerul Dezvoltării, există și o contribuție din partea bugetului local. Practic, noi suntem undeva pe la 90% din 4 km și ceva. Mai avem un tronson care nu a fost început, de vreo 130 de metri peste vale, de la intersecție de acolo, la Grădinară, până sus, de acolo unde începe dealul Iorga. Probabil la viitoarea prezentare a executei bugetare, o să fim pe undeva aproape de 100%. Tot în conformitate cu prevederile legale, o să dau citire propunerii de hotărâre care este structurată de 3 articole de data aceasta. La primul articol, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul al doilea al anului 2016, conform anexelor 12 și 13 pe care le-ați văzut. Ele se regăsesc la documentația proiectului de hotărâre. Fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romene, consilier, vor aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, este cel pe care îl cunoaștem, o formulare de principiu. Secretarul Comunei Bogdănești, domnul Ințeu Vasiliu, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Bogdănești și instituției Prefectului Județului Bacău. Ați avut ocazia să vedeți baza materialului, care este un raport legat de la compartimentul de specialitate, respectiv de la contabilitate, privind execuția bugetului. Considerațiile, am spus de la început că pentru noi, cei din primărie, avem ocazia de fiecare dată să desprindem niște concluzii. Așa, dacă vreți, o concluzie care pe mine m-a interesat și este bine să o cunoașteți. În ideea că o să puneți umărul și cei care reprezentați alegătorii noștri, cetățenii noștri, stăm, zic eu, nemulțumitor la colectarea taxele de salubritate. Astăzi chiar am solicitat niște informații de la casieră. Undeva suntem pe la jumătate, cam 50%. Numai că aici trebuie să includem și ajutorul pe care l-am
obținut de la Asociația de Prietenie din Jeanville, vreo 180 de milioane, după câte mai des, ceva în jurul 5 de euro pentru copii. Este o situație sensibilă care ne interesează pe toți, pentru că în momentul nu o să meargă colectarea resturilor menajerii pe termenii proprii utilizate, nu o să fie bine pentru comunitate. Și atunci lumea nu o să mă urechească numai pe mine că n-am reușit colectarea mulțumitoare cu ajutorul celor din compartiment. Lumea o să spună la un moment dat întrebarea, băi, dar voi ce faceți la primărie? Pentru că v-am ales ca să nu meargă proiectul ăsta sau în sfârșit. De-aia eu am încredere că problemele de interes, mai ales că aici facem administrație, campania s-a terminat și pe oameni nu interesează, conform unui principiu mai dur, așa, cele mai tare în partea, e interesat să meargă treaba. În sfârșit. Deocamdată atât. Mulțumesc, domnul. Mulțumesc, documentația domnului președinte, da, pe care îl reprezintă prin la o temă președinția. Bun. Comisia numărul 1. Iată dosarul proiectului de hotărâre și am dat aviz favorabil acestui proiect. Mulțumesc. Domnul consilier, dacă vreți să vă și concluderile la acest proiect. Dacă aveți întrebări, Lămurina, eu fac cu toată convingerea, având și consiliere de specialitate, pe doamna condamnă, spuneți întrebări pentru respectarea transparentă. Da, eu personal consider că pentru primul semestru, de se referă la fac la primul șan de antrenament. Putem să spunem că este un proces de realizare foarte bun al proiectului. Cu aplicarea până în la să ținem seama și de ajutorul primit pentru clasa de salubritate pentru copii până la 18 ani. Asta înseamnă că mai avem de recuperat în perioada următoare restul de mari care să știți că sunt probleme doar în comunele județului. Alte domnului pur și simplu mai rău ca noi stau. Sunt localitățile de la mașinile firmei care au făcut cantitatea. Rom prețul nu mai merg să se colecteze gunoaiele. Căldura asta. Eu de nebunit a administrației. În sfârșit, eu am mai spus niște demersuri și într-o întâlnire care am avut-o la nivel de Consiliul Județean, mă rog, întâlnire politic. De păcate, trebuie să le înghițim și pe ăsta, vrem, nu vrem. Am fost atent la comentariile din mass media, am înțeles că se încearcă chiar modificarea de salubritării. Este o lege mai veche și mai ești precedat, la o dată, pe din 2006. Ea nu prea a fost luată în serios până acum, mai ales în mediul rural. Acum, pe ce știți, care sunteți consiliere noi, câți dintre dumneavoastră ați auzit de legea salubritării din 2006? Se încearcă să ajute să previne blocajul în acest domeniu. Deci, de la tarife, număr de persoane, pe cantitate, pe așa mai departe. Lucrurile sunt destul de complicate, că toate cele 63-64 de comune care fac parte din asociația asta județeană, care se ocupă cu relația dintre noi ca beneficiară cu
unitățile administrative teritoriale și operatorul care este firma lor proiect, să nu se blocheze. De altfel, se pot întâmpla două lucruri total la dorit. Gunoi necolectat, uneori astăzi se întâmplă și în mare orașe europene, cu greve, cu toate consecințele, și apoi pot fi imputat. Firma respectivă o realitate investiție și o cumpărat din mașini și alte utilaje și având o relație contractuală, contractul prevede și situații imputabile la un moment dat. Eu am cerut, de exemplu, și este regretabil că parlamentarii de toate culorile vin în campanie. Acum stau bine mersi în vacanță, la soare sau când e insolația puternică, probabil la umbră. Nu prea am văzut nici la întâlnirea de ieri și așa mai departe. De exemplu, eu văd ca o soluție pentru comunitatea din Bogdănești și nu numai multe comunități pot să susțină acordarea de ajutoare. Hai să zic, la prietenii ăștia din Lanis am beneficiat anul ăsta. Poate mai beneficiem și la anul, nu știu, deocamdată nu avem nicio veste. Ei se bucură că s-a ajuns la această manieră organizată și civilizată de a rezolva problema poliției într-o comunitate. Respectiv, este legat în comunitatea noastră, asta este clar. Am pierdut, pentru că am făcut niște simulări la nivel de contabilitate, am putea plăti o parte din aceste sume pentru familii care au copii minori, cuprinși, în special, într-o formă de școlarizare. Numai că în forma actuală, codul fiscal nu ne permite. La capitolul facilități, este un articol 500 și ceva spre capitolul codului fiscal, acolo se precizează clar ce categorie de persoane pot beneficia de facilități pe care le putem plăti din bugetul local. Veteranii, urmașii veteranilor, persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Asta înseamnă puțin. Noi am putea acorda ajutoare și, de principiu, legea cadru a serviciilor comunitare, vedeți și la căldură. Când se dă drumul la căldură, doamna, mai ales în mediul urban, avem informații prin mass media, foarte multe autorități locale acordă ajutoare pentru încălzire. În asemenea, ajutor s-ar impune, mai ales într-o zonă săracă din țară, în care suntem incluși, și să se acorde aceste ajutoare ca să nu se blocheze. Pur și simplu acest deziderat foarte important, care ține de sănătate. Și eu sper să se miște lucruri într-un fel sau altul ca să jucăm în această situație. Vedeți că am ajuns, de fapt, de la analiza execuției, la divagate, poate încerc studii, dar e bine să fiți informați de un alt domeniu de activitate. Deocamdată atât. Mulțumim. Având în vedere cele prezentate și adăugate de domnul primar, s-o pun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Și vă mulțumesc. Mulțumim. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Unității Administrative Teritoriale Bucănești pe trimestrul 3. Inițiator pe comun. Este oarecum o situație similară cu prezentarea bugetare. În anumite momente ale exercițiului bugetar, de regulă, începând cu începutul celui de-al doilea semestru,
unde se poate rectifica, se poate ajuta. Eu am explicat de fiecare dată, în expunerea de motive, rectificarea bugetelor instituțiilor publice, vorbesc, că probabil sunt bani publici, nu la entitățile particulare, de la agenții economici și așa mai departe. Se poate efectua cu respectarea unei reguli de bază. Deci să ai ce rectifica. Bine, rectificarea poate fi și negativă. La un moment dat, niște bani pe care noi îi primim prin efectul de la bugetul de stat, prin bugetele Consiliului de Țeniu și așa mai departe, ne pot fi retrași. În general, cel puțin în anul trecut, nu prea am avut de-a face cu rectificări negative. Ne-am precizat că avem de-a face cu o rectificare pozitivă. Pozitiv înseamnă bine, este clar. Am făcut o analiză, plecând tot de la venituri, avem la unele capitole depășiri și am mai depistat că putem redistribui credite. Acolo unii la întocmirea bugetului, la plecare bugetului bugetar, am prins credite și am ajuns la concluzia că am prins un pic mai mult, mai putem redistribui creditele ca să ne rezolvăm problemele pe secțiunea de funcționare, de exemplu. Legea permite acest lucru. Condiția de bază este păstrarea echilibrului între partea de venituri și partea de cheltuieli. Simplu de înțeles, nu poți cheltui dacă nu ai mai mult bani. Rectificarea își are rostul ei pornind de la aceste condiții și pe bună dreptate consider că asta înseamnă adaptabilitate, dar și fluentă în același timp. La un moment dat trebuie să ne întindem tot ce plafoma, trebuie să iei dintr-o parte, să redistribui ca să rezolvă alte probleme. Am avut, de exemplu, problemele acum legate de urmările ploilor abundente, a inundațiilor locale și așa mai departe, care au determinat costuri de intervenție suplimentare. O parte le-am plătit, mai avem de plătit și așa mai departe. Am precizat în expunerea de motive unde se vor duce bani. Rectificăm o sumă de vreo 1.324 de milioane. Cei mai mulți sunt necesari pentru transporturi, mai precis pentru întrecerea drumurilor, pentru decolmatarea rigorelor. Am realizat o parte deja din lucrări în punctele vulnerabile care s-au relevat în perioada inundațiilor. Mai avem, o să dau un exemplu concret aici, de redat funcționalitatea corectă a șanțului de hotărnicie, de la hotare, între noi și OIT. Acolo numai parțial, domnul viceprimar, cu ajutorul, mă rog, prin valorificarea forței de muncă de la ajutor social, adegarea vegetația, acolo pur și simplu trebuie să angajăm o firmă, un utilaj, ca să facă treaba ca lume. Asta înseamnă bani, pur și simplu. Am mai propus și eu n-am decât să vă mulțumesc că anticipat, în primul rând, comisie, dar la sfârșitul acestei dezbateri întregului Consiliu, o sumă de bani pentru ajutorarea parohiei din Bogdănești, care se află într-o dificultate. Am mai fost prezent părintele paroh, dacă vă mai amintim, undeva prin una martie, după câte îmi amintesc. Ei se confruntă cu deficit bugetar, ca să mai exprim în context, pentru rezolvarea unor probleme. La vremea respectivă se discuta de sfârșit. Care ați mers la biserică, ați văzut deja
s-a început, la acoperire, după câte mi-am gândit, o construcție nu departe de biserică, care pur și simplu era necesară pentru un grup sanitar civilizat și un compartiment pentru păstrarea arhivelor. Se mai lucrează, dar pe stil vechi, în ghilimele, de privește finanțarea, că noi am mai ajutat și anul trecut. Avem prevăzut chiar pentru exercițiu actual bugetar, un ajutor financiar de vreo 200 de milioane pentru parochia de la Filipești. Mai lucrează la finalizarea picturii la Casa Pranicală. Am înțeles chiar în aceste zile, urmează să revine pictorul care trebuie să finalizeze, propria lui lucrare trebuie să o finalizeze. E vorba de pictorul Bondog, se numește, care a pictat și interiorul bisericii. A mai fost problema cu crucea, care s-a rezolvat mai ușor. O problemă foarte costisitoare, o va avea parohia, procurarea celor două clopote, care costă foarte mult. Părintele în procedură are nevoie de obținerea unui acord de principiu a preasfinției sale Episcopul Românului și așa mai departe. Apoi se declanțează de procedură de achiziții, vorba de vreo două clopote estimate, am înțeles, la vreo 900 de milioane. Construcția asta costă și aia că costă. Este o presiune foarte mare pentru parohie. Ajutorul acesta l-am gândit, în primul rând, că trebuie să arătăm biserica aia a comunității. L-am gândit și ideea de a slăbi presiunea asupra eroriașului. Orientității spre ideea din parohie. Nu prea sunt speranțe de fonduri europene și așa mai departe. Trebuie să îndeplinim niște condiții ca să soliciți fonduri europene chiar și pentru biserică europene. Nu prea sunt impresionat de bisericile lor scamboare, așa numită secularizare, ca de la ei vine. Și văd că le parte și pe noi, din ce în ce mai puține lume la biserică. În sfârșit. Și puterea de plată este care este în Bogdanel. Care faceți plăți la pensionat, vedeți că ele pe așteaptă pensie, nu mă departe. Știu, probabil, ciucucul din cei ce mai mici. Îmi pare rău. Și la noi, fiind despre zero, în ce scuze pentru glumă, dar m-am zis să nu stăm chiar într-o pensiune. Acum, atât de respect față de lege și pentru ca lucrurile să fie clare, o să dau citire proiectul de hotărâre. La primul articol, propun să se acopere rectificarea bugetului local pe trimestrul 3/2016 cu suma de 132,4 mii lei la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea are următorul conținut, sau propune următorul conținut. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către primarul domnului Bogdanel, doamna Răcăuțeanu Romenea, consilier în aparatul de specialitate al primarului. Articolul al treilea, trei și ultim. După aprobare, secretarul comunei, domnul Țeliu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdanel și compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefect. La prefectură, pentru cei care sunt mai noi, tot ceea ce hotărâi dumneavoastră, dispozițiile pe care pot să le dau pe lege ca primar, ajung la prefectură pentru controlul de legalitate. Noi nu suntem subordonați prefecturii, cum mai cred unele, decât pe controlul de legalitate. În rest avem autonomie. Deocamdată atât. Dacă mai sunt și alte întrebări împreună cu doamna Romerea, cu cea mai mare interes, suntem la dispoziție. Comisia numărul 1 a dat aviz la plan acest proiect. Dacă nu aveți întrebări, la mână, la mână.
vreau să apreciez ca fiind benefică această rectificare bugetară pentru comunitatea noastră și în același timp vreau să felicit pe doamna Robenia, recălțeamul doamna Pacabilă, care ne oferă ședință de ședință, informări privind bugetul comunității și să-i doresc mult succes în explorarea noului program. Este supusă și plenii la tot felul de presiuni și multe provocări legate de aceste programe de contabilitate. Mult succes și dumneavoastră în activitatea pe care urmează să o desfășurați în continuare. Și vă mulțumim cu continuare și noi de sprijinul acordat în permanență. Mulțumesc! Dacă mai la o vântă, puteți fi chiar o premieră, nu mă fac la mândă voi vechi. Chiar și pe ea. Dar și eu apreciez că este vorba de o rectificare pozitivă. E vorba de acele sume de bani care sunt prevăzute atât pentru drumuri și poduri și prevenirea de inundații, pentru Biserica Ortodoxă Românești, precum și pentru asistența socială și însoțitorii persoanelor cu dezabilități. Deci sunt necesități pe care această rectificare le poate realiza. Dacă ne dorește cineva să le... Dacă nu am fost pus prea preocupare, domnul primar poate să mai dau și ceva. Nu, eu sunt pregătit că să nu știu cum spre aprobare trebuie. Cine este pe atât? Mulțumesc. Mergem mai departe la punctul 3, cu un proiect de hotărâre privitor la aprobarea de principiu a planului urbanistic general a luat Bogdănești. O să încerc să mă fac explicit, dacă când vorbim despre un plan, respectiv planul urbanistic în general, ne putem închipui multe. Dacă e un dosar în Mărășa, poate fi un plan. Dar dacă intrați la începutul săptămânii, în mai departe, în sala de consiliu, vedeați un plan de dosare, așa, dacă puteți să te ascund după el. Cam asta înseamnă planul urbanistic general. Eu am încercat niște considerații care este rostul acestui proiect de hotărâre și am pornit, fără îndoială, putem accepta cu toții de la următoare. Este un document foarte complex. Dincolo de aspectul cantitativ pe care am încercat să-l sugerez, este foarte complex pentru că are determinări, are urmări de o perioadă îndelungată și, practic, conturează un destin în ceea ce privește construcțiile dintr-o comunitate. Noi suntem însuferiți și am fost însuferiți. Avem, totuși, speranța și determinarea ca să eliminăm nerealitățile, neîmplinirile. De obicei, aici munca principală o face compartimentul de urbanism, din primărie, care este reprezentat de, eu zic, cu foarte multă bunăvoință și competență de domnul Stângă Ioan. Sunt probleme, nu numai pentru Comuna Bogdănești, sunt probleme pentru toate comunitățile. V-ați văzut, probabil, ocazional la televizor, probleme urbanismului are Comuna Bogdănești, dar le au și marele comunități, le are București. Sunt lucruri care se discută, criticabile, deși urbanismul întotdeauna se ține interes. Am văzut și la proiectele de modernizare a drumurilor. Fiecare român era specialist. Era mai bine așa. Sigur, trebuie respectată părerea fiecare. Dar în momentul când construiești un imobil sau amplasezi un imobil de proporții impresionante și
Nu e bine, e greu să mai revin, să mai corectez. Țara noastră a avut o școală de arhitectură recunoscută chiar și în spațiul european. A avut, în mod sigur, mai sunt și acum specialiști, dar lucrurile, la un moment dat, mai țin și de cei care iau decizii. De aceea, rolul decidentului, rolul dumneavoastră este foarte important în aprobarea unui asemenea plan. Noi am reușit în cadrul primăriei, aici, la un moment dat, obligatoriu conlucrăm, să realizăm documentele tehnice propriu-zise, și aici am ocazia, într-adevăr, să-i mulțumesc domnului Stângă, care demonstrează că de obicei mult la abnegație, sigur, discuții, părerii pot fi diferite, pentru că asta este normal. Suntem acum în fața de avizare, pentru că planurile de documente fundamentale propriu-zis cu zonificare, unde urmează să se construiască, unde urmează să se extindă intravilan, că avem probleme de vizare la Onexului, de la Chiarului, de acolo, de la reamemint autorizații, unde spun că a fost bine, eu zic că a fost bine, că urmează să se construiască. Alții zic că n-a fost bine, de fapt, sunt mai importe și corecte. Toate arbitrile le putem obține, în general, toate localitățile în condiții normale, except ce face un singur arbit, cel de la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi, CNADNR-ul, de mai departe. Ăștia fac o opinie, încerc să cred că e justificată. Nu-mi permit să am idei preconcepute, dar care sunt împărțite cu privire la distanțe, față de act, drumuri colectoare și așa mai departe. Omul e proprietar până în drum, mai atât cu unii au arat până și șanțul aferent drumului în sfârșit. Aici lucrurile sunt mai complicate. Am făcut demersuri de mai multe ori, mai multe variante și planul trecut. Practic, noi acum suntem într-o etapă de actualizare. Planul urbanistic am avut și până acum. Cu toate arbitrile, vin cel de la drumuri. Mai avem dezlegare o perioadă de timp, că la un moment dat, dacă nu ai planul urbanistic aprobat, nu mai poți emite autorizația de construire. Asta e în detrimentul cetățenilor. Deocamdată, faptul că s-a ajuns la acest moment al avizării de către dumneavoastră poate confirma ceea ce am explicat până acum. Faptul că documentația tehnică propriu-zisă, care configurează viitorul urbanistic al comunității, este realizat. Suntem în fază de avizare, lucru pe care trebuie să-l face și dumneavoastră ca factor decident. De ce nu întâmplător sau nu întâmplător este și denumirea proiectului de hotărâre? Avizul de principiu pentru extinderea intravilanului în planul urbanistic general al Comunei Bogdănești. Propuneri de extindere sunt mai multe. Acolo unde am depistat cu ajutorul specialiștilor, că putem să propunem, domnule, aș vrea pe aici, unei liber. Dar ne trebuie confirmarea unui specialist care, mă rog, are experiență, are studii adecvate, are competențe de specialitate, într-un cuvânt, și față de ceea ce s-a văzut la fața locului și pe harta anterioară, spune, da, aici se justifică, nu se justifică, și toate aceste propuneri pentru extinderea intravilanului, probabil dumneavoastră
ați mai primit informații de la domnul Sângu, mai puteți solicita informații acum că sunt importante ca să puteți vota în cunoștință de cauze. Este o etapă pe care trebuie să o parcurgem. Ca propunere, proiectul de hotărâre are trei articole, după cum urmează. La primul articol propun avizarea de principiu pentru extinderea intravenalului din planul urbanistic general al Comunei Mogdănești. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Sângă Ion, referentul urbanist în aparatul de specializare al primarului Comunei Mogdănești. Al treilea este formularea pe care o cunoaște. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Teodor Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Mogdănești, domnul Sângă Ion, referent urbanist și instituție prefectă de județul Bacău. Acum, comisia de specialitate. Comisia nr. 1. Să aveți favorabil acestui proiect de hotărâre. Intervenției omului, o clădire, un pod,
cale ferată și așa mai departe. Evident că este o diferență între la față de teren din domeniul public și unul în al doilea exemplu, unii s-au investit bani publici. Automat este tot un public. Sau dacă vreți, poate sugera ceea ce încercam să fac mai devreme, domeniul public, la un moment dat, dacă oamenii dintr-o comunitate, ne gândim la noi, îndeară, doresc să o valorizeze într-un anume și să investească ceva, să realizeze ceva, trebuie ca terenul pe care se construiește să fie prins în domeniul public. Noi nu putem investi bani pe o parțelă de teren care aparține unei persoane fizice. Legea ne interzice, în general. Nici nu ne execută la propriu și la figurat, dacă sunt situații excepționale, tip calamitate și așa mai departe. Deci cei care vin în control, curtea de control, au capacitatea și au bună credință de a evalua în general corect. Bine, se spune că excepția confirmă regulă. Nu vreau să dezvolt subiectul. Aici, după cât știu, am colaborat cu domnul Stângă, este vorba de drumul de exploatare, drumul Tălpoului, o rămas până la urmă. Îl cunoaște. De aici, de la Oboara, de la intersecție, drumul care duce peste Valea Dreapta și Dagantea, este drumul Tălpoului, care, de fapt, el duce pe undeva pe o artă cadastrală până la cimitirul adventiștilor. Noi l-am propus până la Antronic, la Orenge. Da. Care îi zicem cu el. De ce? Pentru că o porțiune din acest tronson încercăm să-l modelizăm, să-l asfaltăm, în primul rând, mai ales că acolo e predispus la foarte mult noroi, când plouă, e și o zonă agricolă. Și porniți-mă de la ideea că nu poți să valorizezi un bun public dacă el nu este în categoria bunurilor publice. Trebuie să fie un public. În documente cadastrale, până acum, acolo scrie drum de exploatare. Este diferență, din punct de vedere juridic, statistic, dacă vreți, între un drum public și un drum de exploatare. Noi avem mai multe drumuri de exploatare între tarlare, de exemplu, care nu sunt declarate drumuri publice. Un bun care să fie public, trebuie inventariat, trebuie măsurat, cuantificat. Sunt tot în... La urma urmei, în interesul poporului. Dar ăsta, ca să-l putem asfalta, noi asta ne-am propus. Și avem deja în lista de investiții un proiect parțial, aici de la intersecție până la familia Rotară, la Nenea Tăcheță, cum îi spune noi, ca să-l asfaltăm. Mai ales că aici în ultimul timp s-au construit niște case frumoase. Și pe bună dreptate, la o noutate urbanistică, mă feresc că să vine și un drum pe măsură. Evident că va trebui să avem finanțare și pentru domnul respectiv. Sperăm că va fi. Asta este sensul proiectului de hotărâre. A fi dauzit de lui. La primul articol, propun completarea inventarului bunurilor care au fost în domeniul public al comunei de Bacău, în forma anexă, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucănești are un număr mare, așa, tot din anul acesta, să se aproge. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de domnul Stângă Ion, referent și domnul Răcoteanu Romina, consilier în aparatul de specialitate al Institutului Primarului Comunei Bucănești. Al patrulea, care este și ultimul, este cel pe care l-am fost repetat. După aprobare, secretarul Comunei
Domnul Ciuiu Vasile va comunica hotărârea primarului comunei, doamnei Răcăuteanu Romenea, domnului Stângă Ioan, instituție prefectului și Consiliul Județean Bacău. Deocamdată atât. Da, mulțumesc, domnul primar, pentru prezentare și precizările aduse. Comisia numărul 2 s-a întrunit și a studiat acest proiect de hotărâre și l-a vizat favorabil. Dacă nu sunt dumneavoastră, dorește cineva să urmează. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2017. Toată oboseala, tot domnul primar trebuie să prezinte. Da. Pentru a spune de la o idee de chitară așa, spunând că pentru orice activitate trebuie niște resurse, resurse fizice. Dacă desfășurăm o activitate fizică, îți mai trebuie resurse umane, mai ales atunci când lucrarea este de anvergură. Îți trebuie și resurse financiare. Ca să-ți poți procura resursele umane, să le plătești, știm cu toții și așa mai departe. Noi avem în cadrul așa numitului aparat de specialitate al instituției un compartiment gerat de doamna Toma Viorica, așa e la noi, în general, în primărie, omul și compartimentul, omul și secundea. Mă sigur, este mai mult de mult de a zice așa, fără să fie neapărat o glumă, este un titlu de mândrie. Îi felicit pe colegii de primărie că pot duce un compartiment întreg. Evident că această asertiune și chiar titlul acestui proiect de hotărâre mai conduce la ideea că eficiența se obține și prin o corectă organizare. Este vorba de organizarea resurselor umane din primăria Muntenii. Dar această organizare, mai ales că ați avut ocazia să înțelegeți în mod sigur că această organizare se referă la anul 2017. Când vă puteți întreba, vedeți, ce avem noi cu organizarea din 2017? Că la un moment dat, dacă nu-ți făcea această precizare, puteați să vă gândiți la o eventuală deficiență. Noi avem și deficiență. Suntem perfecti. Vă dați, de ce aduceți în discuție această problemă a organizării resurselor umane la jumătatea anului? E bine că explicația corectă este aceea că în instituțiile publice și în orice activitate serioasă, asta și într-o gospodărie, este necesar și principiul de predictibilitate. De ce sunteți în această situație de a aproba planul de ocupare a funcțiilor publice? Pentru că în primărie mai sunt și funcții contractuale. De ce acum pentru 2017 am explicat? Este vorba de o treabă serioasă de predictibilitate. Această aprobare a planului este necesară ca să știm cu ce ne lucrăm, dar este necesară, de exemplu, și pentru proiecția bugetară. Oamenii se vor trebui plătiți. În același timp, mai aveți ocazia să cunoașteți organigrama, vedeți că v-ați întâlnit cu funcția de referent, consilier, și așa mai departe, consilier superior, mai ceva ca la administrația prezidențială, și așa mai departe. Sunt niște titluri, pur și simplu, stabilite de Ministerul Muncii, în funcție de competențele dobândite de fiecare funcționar public. Există, dacă vreți, o
Bă, era închidare pe, pe bună dreptate. Pentru cei care era așa cât mai mulți ani în activitatea pe care o, o desfășoară și pentru a, a, a exista o ordine ferească a, a situației. Ați văzut în anexii și eu le-am văzut chiar înainte de ședință. Există o situație statistică, pornind de la secretarul Consiliului Local și celelalte categorii de funcție publice. Vedeți că tot scrie unul în general. Există o inventariere totală în, în final. Este un document necesar, legal, și există chiar și un ordin de ministru care instruiește, care arată exact cum trebuie făcută această organizare, care sunt criteriile de aprobare și de realizare a inventarierei de tip statistic. Putem să-i spunem, poate nu e cea mai bună expresie, dar deocamdată mi se pare cea mai convingătoare. Este o activitate de, de inventariere a, a situației. Eu sunt obligat să fac acest lucru cu altul de dumneavoastră, pe ce trebuie aprobat, am spus. Pentru că acest document va crea niște consecințe privind salarizarea. Am dreptate. Mai ales că noi aici, vedeți, apropo de observația mea, pentru că suntem omul și, și puncte, nu ne putem permite să tragem de buget, să sporim organigrama, deși legea ne-a dat voie. Asta pentru știința celor mai nou venit, noi suntem singur numărul de funcționari, se angără, trebuie tot de lege. Nu ne putem permite, pentru că altfel n-am mai face nimic. Asta pe, prin primărie, sunt salarii așa, care și așa sunt cum sunt. Dar, de bună dreptate, nu ar fi bine pentru administrația locală. N-am mai putea face nimic pe secțiunea de dezvoltare pe investiții. Și evident că nu astea sunt așteptările de oameni din comunitate. Eu cam dat atât, mulțumesc. Mulțumesc și mai. Acest proiect are venit de Comisie Multei. Da. Doamne, domnule consilier, cu Comisia Multei, am fac un favorabil acest proiect. De când am încheiat
contractul cu proiectantul pentru prestarea serviciilor de actualizare a programului urbanistic până la momentul când o să reușim să aprobăm definitiv acest plan urbanistic general. Azi dumneavoastră îmi ziceați aprobat, dat doar un aviz de principiu al programului urbanistic. Dumneavoastră deci să aprobăm în momentul în care o să reușim să obținem absolut toate avizele care sunt necesare pentru acest plan urbanistic general. În continuare, deci, vă prezint pe scurt aceste etape. În etapa 1, anunțarea intenției de elaborare, s-a întocmit un anunț care a fost publicat pe site-ul primăriei și la sediul primăriei. În perioada 20-10-2015, 27-11-2015, a fost pentru primirea de la publicul interesat a propunerilor, observațiilor sau sugestiilor privind elaborarea planului urbanistic general. S-au primit propuneri, în general, de extindere a intraplanului, atât de la persoane fizice, cât și de juridice. Tot în această perioadă au fost puse la dispoziția publicului, la sediul instituției, următoare de documente. Descrierea generală a PUC, întocmită de șef proiectant Catriner Lefer, planșa de încadrare în localitate, planșa reglementării urbanistice și planșa situației existente. Etapa a doua a fost etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare. În această etapă și o parte din dumneavoastră a primit un chestionar care l-ați completat și s-a numit sondaj local în Comuna Bogdăreștiu. Toate sondajele au fost materializate într-un studiu de fundamentare, cercetare sociologică în Comuna Bogdăneștiu. Tot în această etapă a fost elaborat și un studiu de fundamentare privind protecția mediului în Comuna Bogdăneștiu de Bacău. În acest studiu sunt cuprinse toate problemele de mediu existente, precum și prioritățile privind îmbunătățirea calității solului, aerului și apei din comuna noastră. A treia etapă, etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare. S-a întocmit de asemenea un anunț privind consultarea publicului în elaborarea propunerilor, disponibilizării proiectului planului urbanistic general al Comunei Bogdăreștiu și a raportului de mediu numărul 26/2006 din 5-a 5-a 2016. În data de 5-a 5-a 2016 au fost afișate de asemenea acest anunț atât la sediul primăriei, cât și pe site-ul primăriei. Publicul a fost invitat să participe la o dezbatere publică la Casa Comunei, în data de 28-6-2016, ora 11. La dezbatere au participat beneficiarul reprezentat de domnul primar Lușcă Nicolae din partea primăriei, persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului referent Stângă Ion, viceprimarul Nicolae Gheorghe, de asemenea proiectantul, arhitect Catriner Lefter, inginer Mihai Lăuclu, elaboratorul raportului de mediu. Din partea avizatorilor au fost de la Agenția de Protecție a Mediului Bacău și DSP Bacău. Din partea cetățenilor, domnul Antal Cătălin, Agape Basile și doamna Dobrescu Denisa. Referitor la propunerile preliminare pentru PUC, acestea au fost, în general, demărirea zonei de intraplan pentru construirea de locuințe și alte obiective. Până la data prezentului raport, nu au fost limite sesizări, observații, comentarii la sediul instituției. Etapa de elaborare a propunerilor finale, toți avizatorii de la care am obținut avizul până în prezent, au fost aviz favorabil pentru scopul adoptării PUC-ului Comuna Bogdăneștiu. Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu regulamentul local al Comunei Bogdănești privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planului de urbanism, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 19/3/2012, urmând ca după prezentarea Consiliului Local să adopte decizia de însușire sau respingere a acestuia. Deci, în viitoarea ședință, rugămintea ca dumneavoastră pentru hotărârea din Consiliu să luați decizia de însușire sau de respingere a acestui proiect. Cam atât. Mulțumesc.
Mulțumim și mai. Ne dorește să... Dacă aveți nenumărit, dacă aveți întrebări. La o informare privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru sănătatea întâi, prezentarea doamnei referendul sunt prodică. Așa, după cum se știe, registrele agricole se completează, se întocmesc o dată la 5 ani. Ele au fost întocmite în 2015, pe perioada 2015-2019. În prezent, sunt 56 de volume din registrele agricole, câte 50 de poziții. Pentru satul Bogdănești 19 volume cu 901 poziții, pentru satul Filipești 6 volume cu 267 de poziții, pentru străinaș 29 volume cu 1384 de poziții și pentru persoane juridice 2 volume cu 32 de poziții. În prezent, completez capitolul 15 cu înregistrările arendelor. Contractele care au fost încheiate și înregistrate la noi în 2016, la începutul anului. Mai am de completat capitolul 4, capitolul 5 și capitolul 8, ele fiind cu suprafața arabilor cultivată pe raza localității, numărul pomilor răzleți pe raza localității și evoluția efectivelor de animale. Aceste capitole urmează să le completez luna asta, luna august, cam așa, sper să le termin. Referitor la registrul agricol pe suport electronic, acesta nu a fost completat. Persoana desemnată pentru această atribuție este ocupată în mod frecvent cu modificări și corectări în titlurile de proprietate, care sunt greșit întocmite. Aceste corectări vin atât de la cadastru, cât și de la judecătorie, în sensul înscrierii greșite a unei tablale sau a unei parcele. Și domnul inginer s-a ocupat cu modificarea acestor greșeli, care e o muncă în plus pentru aceste. Și sunt foarte multe greșeli, foarte multe. Pe lângă această activitate, deja postului mai are și alte activități care necesită de timp. Atât. Mulțumim. Cine dorește să Da, mulțumim, doamnă, pentru informarea făcută. Vreau să apreciez experiența doamnei Bursu când urmând registrului agricol. Chiar ieri am observat un activ în exercițiul funcțiunii. Am observat multitudinea de dosare pe care doamna le completează în permanență. Loialitatea față de instituție, față de legi, respectul față de cetățean, receptivitatea care răspunde solicitărilor, se poate caracteriza chiar prin corectitudine, exigență, obiectivitate. Am observat că ține evidența suprafețelor agricole ce se află în administrarea Consiliului Local, întocmește documente necesare pentru acordarea sprijinului producătorilor agricoli în condițiile actelor normative în vigoare, la necesare la APIA, asigură securitatea registrelor agricole, întocmește chiar opisul acestor registre, arhivează documentația, este un volum mare de muncă, este o persoană responsabilă, pentru toate acestea nu trebuie să o apreciem și să-i dorim un succes în continuare și putere de muncă. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Da, pentru mine este un document foarte important. Am mai explicat și de altă în moment de raportare. Deci ne interesează situația de la centru agricol.
Și mai nou, în afară de ideea de bază, care însă și prin sintagma folosită, un registru prinde niște date. Iar o formulare, după mine, un pic depășită registrul agricol. Termenul de agricol ne conduce numai la o suprafață de teren. După câte știu, nu e așa. Dar pentru respectul ideii de gestiune, că asta înseamnă, cred că trebuie să reamintim că registrul agricol, așa numit document, care a rămas așa de mult timp, din perioada interbelică, sau dinainte de cooperativizare, în mod sigur, este baza de date, o parte, zic eu, foarte importantă, la fel cum am discutat și de inventarul unor din domeniul public, care ne urmează gestiunea, o menționat, o cuantific, cum vreți să spuneți. Registrul agricol este foarte important, dacă vă mai amintiți, pe aici pleacă impozitarea, printre altele. Dar pentru clarificare și pentru înțelegerea importantă momentului de informare, și nu numai, la registrul agricol, numai terenurile sunt menționate. Nu, atât mai am eu descris de asta. Nu, dar discutăm pe... Nu, sunt pe animale, sunt construcții, curaje agricole. Asta conduce la ideea de mare complexitate a acestui document. Deci, cam o parte importantă din averea comune, care conduce automat, dacă ne gândim la resursele financiare, de aici se pleacă să stabilești baza fiscală a comunității. Baza fiscală înseamnă ceea ce este supus impozitării. De aici putem stabili, dacă vreți, veniturile bugetului pentru anul următor, de fiecare dată. De ce este foarte important ca să avem ordine la acest registru. Apoi, cetățenii comunei, deci cei menționați în registru, cei care au așa numită poziție de rol, au nevoie de documente de la primărie referitoare la situația lor pentru a-și realiza anumite intenții, investiții și așa mai departe. Vreți și cei care au venit acum în perioada recentă ca să-și reînnoiască contractele la furnizorul de energie, la EON, au trebuit să obțină primul document necesar pentru reînnoirea contractului, adeverință la registrul agricol că au locuință în proprietate sau în folosință, în baza căruia se încheie un nou contract. Așa, nu neapărat, numai ca o curiozitate, că nu cred că ar fi suficient acest termen. A reținut, de exemplu, 901 poziții este foarte important și pentru dumneavoastră, vă prinde bine în activitatea de consilier, pentru satul Bogdănești, 267 în Filipești înseamnă 1168 de poziții. Dar avem mai multe poziții la străinași, 1384. Se mai adaugă cele 32 de poziții la persoane juridice. În total înseamnă 2584 poziții rol. Este o particularitate. Bine, străinași sunt la toate registrele agricole și la alte primării. Aici nu există o delimitare a proprietății, nu trebuie făcută concluzia între limitele administrative și proprietatea ca atare, care poate fi oriunde. Un locuitor din Bogdănești
poate să fie înregistrat într-o evidență agricolă din Statele Unite, dacă are acolo o proprietate. Această particularitate, faptul că sunt mai mulți străinași decât locuitori din Bogdănești, proprietari din Bogdănești, ne creează niște dificultăți la, apropo de baza fiscală, la încasarea impozitelor și taxelor. În ultimul timp s-a ameliorat această situație pentru că și străinașii sunt interesați ca să dea pe la Bogdănești, au nevoie de documente, apropo de subvențiile de la sistemul național sau european, și este ocazia să îi aducem în legalitate conform intereselor bugetului local. Acum, ai făcut o afirmație cam dură, așa. Mă gândeam la domnul inginer Mocan, așa. Probabil, colegi fiind, vă puteți permite un tip de relație. Chiar nimic din registrul agricol pe suport electronic. Dar ele sunt deschise, dar nu sunt actualizate. Deci erau fost... Eu știu că a început să lucrați. Da, lucrarea este făcută pe ani anterior și ea trebuie reacumalizată. Am mirat ca de-a minte noi și acum registrul agricol la 4 ani. Și la acest registru agricol trebuie, pe suport electronic, trebuie completat. Dar fiindcă registrele agricole de la perioada la alta își schimbă numărul de pagini, numărul de poziții, implicit trebuie schimbate și în suport electronic noile poziții. Da, cam la ce refer, domnul Lordic, la ajut? Deci el a rămas la nivelul anului 2014. Are, și mai aveți un pic recuperat ca echipa de fotbal. Este foarte mult amigală și nată. E foarte rău. Menținerea informației pe suport electronic aproape similar cu cel de la hârtie. Trebuie dat în fiecare poziție. În evidența registrului agricol, acum documentația este foarte scurtoasă pentru a duca și vă pregăștiți despre ce, câte poziții și câte articole cuprinde o poziție de rol. Și pe suport electronic trebuie evidențiate toate aceste capitole. Pentru că ele au legătură între ele și nu pot fi, să zice așa, că ai trecut numai capul de tabel și pot de așa departe. Nu, ele e parte. Trebuie parcurse toate capitolele care cuprinde și registrul acolo pe suport hârtie și ce capitole pe suport electronic. Bine, noi putem intri aici care este avantajul registrului pe suport electronic. Dar pentru înțelegerea noastră, că ne prinde bine în activitatea pe care o desfășurăm și noi și Consiliul Local, care este avantajul registrului pe suport electronic? Bănuiesc, în primul rând, facilitează circulația informațiilor. Până la urmă, da, la momentul acesta, da, foarte ușor pot fi accesate informația din cadrul comunității noastre. Pot fi accesate de cine? Cine sunt proprietarii? Da, mai în comunitatea noastră. Mai târziu, revăd, mai târziu va fi informat pe sistemul național. După ce bănuiesc că, cum se vede o situație la nivelul corectelor actului de proprietate, că aici ai este bătaia mare, a început să scadă. Nu am mai venit așa. Nu vă știi ce vin cu mare. Dar de ce nu voi termina și să și cred că deci, materialul de actualizat care formează obiectul actualizării se reduce, nu? Da. Și acum... Dar trebuie introdus în sistemul electoral. Repet, ideea durează în aceeași măsură ca și cu suport. Cum am... Eu fac și o registrare. Sunt numai contract de aliment, înregistrare, cum se trebuie a ști. Înregistrat în 2015, 15 și ceva. Deci care și domnul inginer trebuie să se treacă în... Asta vreau să trebuie. Nu, nu mai contract de aliment. Ce să este idem cu formatul... Da, da, da. Aceeași activitate. Cum desfășurați? Dar ce să faceți și la, la modul obiectiv, așa cum, cum se spune, eu fac întrebarea asta, o pun cu
colegi de la alte primării din zonă. Cam cum considerați că stat? Au salariat mai mulți. Da. Deci are pentru... Bun, dar nu e obligatoriu să stea mai bine ca noi. De ceea ce știu, nimeni n-a pus accent mare pe această informație. Și ei, de exemplu, și... au, cum să spun eu, evidența la zi, actualitate. S-au rugat și ei, că înainte noastră. Înțeleg, da. Bine, mulțumesc. Bună doamnă. Rugat și ei. Da. Trecem la punctul 8. Un raport cu privire la activitatea desfășurată de asistenție personală pentru persoane cu handicap pe semestrul 1-2016. Prezintă doamna consilier Tarlu Lăniță Evina. Legea numărul 448 2006, prin protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Serviciul Public de Asistență Socială prezintă să vestească un raport Consiliului Local. Conform fișei postului, asistenții personale ai persoanelor cu handicap au următoarele obligații: să acorde grijă de supravedere și ajutor permanent minorului sau adultului, asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, servește masa respectivă în orele de masă, alimentează grijă sau sprijină persoanele care au nevoie de ajutor. Asigură igiena corporală a bolnavilor, asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialiști. Subsemnată Spitalul Lăniță Elvira, consilier în cadrul primăriei Bogdănești, analizând activitatea asistenților personal care au îngrijire persoane cu handicap grav, am constatat următoarele. Avem doi asistenți personali. Familia Brănici Adina, asistent personal pentru fiul Brănici Andrei, în vârstă de 14 ani, se cadrează în gravul unui de handicap. Și Brănici Constantin, asistent personal pentru fiul Brănici Ștefan, în vârstă de 13 ani, este încadrat în gradul 1 de handicap. Din vizitele efectuate la domiciliu, rezultă că familia de asistenți personal își duce la îndeplinire atribuțiile, sarcinile și responsabilității conform fișei postului. Mulțumesc. Dacă cineva dorește să facă aprecieri, facem aprecieri la adresa domnului Spătarul Lăniță, că nici și are o misiune destul de grea, și anume aceea de a asista persoanele aflate în nevoi, se implică în identificarea, bineînțeles, mai întâi în identificarea acestora, înțelegerea, evaluarea corectă și soluționarea problemelor sociale. Probabil că asigură și cu siguranță asigură și egalitatea șanselor. Apreciez capacitatea de organizare, coordonare, consiliere, competență decizională, capacitatea de a gestiona resursele alocate acestui sector, implicarea și în acțiunile demarate de școală, suntem în permanență în colaborare, ne sunăm reciproc, luăm decizii, și suntem solicitați de câte ori apare un caz special. Vreau să o felicit pe doamna pentru toată activitatea depusă, să o apreciez în tot ceea ce face, să-i doresc multă putere de muncă și succes în continuare. Mulțumesc. Apreciez și activitatea doamnei consilier Spătarului Elvira. Îl invit și în aceeași măsură, chiar dacă n-am luat cuvântul mai înainte, apreciez activitatea tuturor angajaților primăriei și a celor din aparatul de specialitate a primarului. Știm că, fiind o comună mică și organigrama prevede un număr redus de posturi și, așa cum spunea domnul primar mai înainte, este omul și compartimentul. Deci, la fiecare compartiment este doar o singură persoană care trebuie să desfășoare întreaga activitate, care la alte comune este deservită de un număr mai mare de persoane. Apreciez profesionalismul dumnealor și consider că desfășoară o activitate mai mult decât bună. Trecem la ultimul, la proiectul următor, și anume un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui sprijin financiar al Bisericii Ortodoxe din satul Bogdănești, inițiată de Comisia de Specialitate în Orumbură. Aș
Așa. La, așa cum domnul primar a atins acest subiect la... atunci când s-a vorbit despre rectificarea bugetului, acest proiect de hotărâre prevede aprobarea unei sume pentru finanțarea unor rugări la Biserica Ortodoxă din satul Bogdănești. A existat o cerere a preotului paroh Petre Ioan de la Biserica Ortodoxă din satul Bogdănești către primăria Bogdănești, prin care solicita finanțarea unor rugări din Biserica Ortodoxă. Avându-se în vedere prevederile articolului 3, alineatul 3 din Ordonanța Guvernului numărul 82/2001, replicată și modificările și completările ulterioare, respectiv al articolul 4, alineatul 2, litera B, din norma metodologică aprobată prin hotărâre de guvern numărul 1470/2002, replicată și a legii numărul 273/2016 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolului 45 alineatul 6 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, propune la articolul 1 aprobarea sumei de 30.000 de lei din bugetul luat Bogdănești pentru finanțarea unor lucrări la Biserica Ortodoxă din satul Bogdănești, Comuna Bogdănești. La articolul 2, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Iar la articolul 3, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Roncioiu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, domnului Petre Ioan și instituției prefectului județului Bacău. Fiind un proiect de hotărâre inițiat de Comisia numărul 2, tot noi am întocmit și raportul de avizare împreună cu Comisia numărul 1 și am avizat favorabil. Da. Da, și Comisia numărul 1 a dat aviz favorabil. Asta e bine. Da. Mi-am dorește cineva să 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 constituie un ajutor pentru biserică și va fi în același timp o ușurare pentru cetățenii comunei care vor contribui cu mai puțin sau poate vor contribui în deloc. Ceea ce este făcut la biserică, respectiv pictura la anexă, da, și un, nu înțeles, un arhiv sanitar. Da. Da, dacă nu, atunci o să pun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumim. Noi avem un proiect de hotărâre cu organizarea comisiei de specialitate, așa pe care prezintă comisia numărul 3. Consiliul Local Bogdănești. Comisia de Specialitate numărul 3 din cadrul Consiliului Local Bogdănești, văzând propune pentru alegerea președinților și secretarilor Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Bogdănești și referatul secretarului Comunei Bogdănești înregistrat sub numărul de 42-23 din 19-7-2016, având în vedere prevederile articolului 54 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările de ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 45 alineatul 6 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, propune articolul 1,
stabilirea președintelor cu secretarul și membrilor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bunești pe durata mandatului după cum urmează. 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, buget, finanțe, servicii publice și comerț, în următoarea componență. Consilier Vâlcu Octavian, președinte. Consilier Grigore Mioară, secretar. Consilier Grumă Benoni, membru. Consilier Pușcaș Goran, membru. Consilier Grigore Gheorghe, membru. 2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, cultură, protecție socială, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultura, activități sportive și de agrement, în următoarea componență. Consilier Cătăne Marișica, președinte, consilier Mânicuță Lidia, secretar, consilier Nastasiu Romică, membru. 3. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, gospodărie comunală, gospodărie comunală și protecția mediului, în următoarea componență. Consilier Vlad Constantin, președinte, consilier Răpeanu Constantin, secretar, consilier Petru Mares, membru. Articolul 2. Desfășurarea lucrării ședințelor comisiilor de specialitate, atribuțiile acestora, precum și a președinților și secretarilor acestora, sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Articolul 3. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Joi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bunești, consilierilor locali și instituției prefectului județului Bacău. Deci, Comisia de Specialitate a numărul 3 a propus acest proiect de hotărâre și, bineînțeles, a și aprobat în ședința de ieri în mod favorabil. Da, era nevoie pentru de organizarea acestor comisii de specialitate pentru a să ne desfășurăm activitatea fiecare pe domeniile pe care le-ați audiat aici, fiecare știe acum de ce comisii face parte, care îi sunt atribuțiile și sperăm să ne desfășurăm cu bine activitatea. Supun spre aprobare. Cine este pentru? În final avem votul referitor la solicitări adresate. Dacă nu sunt, atunci declar ședința. Domnul Grigore, era adresa poporului Silvic în legătură cu contractul de administrare. Ai anotat pe cineva? Să vedem care este prețul între noi și ei, nu pune-i prețul. Negociem împreună. Da, la primăria Bunești. Adresa oporului, mă rog, la direcții sitii de primul oporului Mănăstirea Cacu. Îi trimitem o adresă mai lor. Da, da. Deci am întrebat de adresa pe care ne-au comunicat ei înainte de a vedea cu propunerea lor ca să vadă și oameni pentru ce ei vor. Nu. Eu am să le trimit o adresă. Care, a să o adresă în care avem și noi punctul nostru de vedere la negociere. Și după aia o pun la... Da, aici nu am nicio treabă, dar e primit ca lucru să fie, clare. Pentru că un contract referitor la administrarea pădurii, totuși trebuie să fie președinta Consiliului. Eu mi-am întrebat o adresă și am avut o discuție cu domnul viceprimar în sensul ăsta. Mi-a trebuit și mie timp de reflexie în mod cred. Știți că am mai avut discuții la nivel de Consiliu. Noi avem un contract valid pentru administrare cu niște cuantum, pentru ceea ce înseamnă fond forestier, pornind de la densitatea de arbor. Și am reușit ca pentru pășunea cu mai puțină densitate, care nu se încadrează la fond forestier, să reducem costul. Pentru că prețurile de administrare
se suportă de la bugetul local. Deci, cei până acum, prin valorificarea maselor terminate conform amenajamentului civile, nu se taie în urmă de ei sunt de specialitate. Nu se pot permite și noi exercităm acțiune de control. Se marchează pentru tăiere ca să scoată banii de care îi datorăm în contul serviciului de administrare. Participă reprezentantul nostru, care este domnul viceprimar și mai departe. Ei ne-au trimis o adresă cu un proces verbal de negociere, propunerea lor. Propunerea lor era superioară sau era mai mare cu 2 lei pe hectar la fondul forestier. Și avem de hectare forestier, 147 de hectare pe acolo. Cu tot. 146. Da, pentru că o negociere înseamnă propuneri de ambele părți. O negociere nu o faci singur. Eu cu mine. Iar vine cu propunerea lor, care, repet, este majorată cu 2 lei pe hectar. Pentru ceea ce înseamnă suprafața care este încadrată la categoria forestieră. Pentru suprafața care nu se încadrează, fiți pășunea cu dexitate sub ceea ce prevede soluții cu săptămână pot forestieră, este mai la aceeași. Și cu nedreptate am avut o discuție cu inginerul Grație, că ne trebuisese și respectivul proces verbal, noi numai să-l semnăm că suntem de acord. Eu, ca o donator de credit, domnul viceprimar care gerează relația cu ei, doamna Cotanu că are bani, să zicem. Ceea ce nu mi s-a părut corect din două motive. Una, pentru că o propunere de negociere trebuie să vină de ambele părți. Noi, ca proprietar, explicam mai înainte, e proprietatea Comunei Bucdănești. Nu e statutul lor, pe mai departe. Bun, e propunerea aia. E bine că ne-a vexat faptul că ei semnați ca fi cum noi am acceptat. Dom'le, trebuie să informez Consiliul. Trebuie să venim și noi cu o propunere. Suntem de părere. Lăsăm așa, mai mărim, așa, ca să fie lor bine. Mai ales că în dreptate, a fost subiect de campanie electorală. Așa mi se pare firesc. Ca și Consiliul Local să aibă o propunere. Pentru că adresa era adresată Consiliului Local. Însă, ce părere aveți? Cam în sensul ăsta. Sunteți de acord, domnul viceprimar, da? Am fost problemă. Normal, trebuie prezentat adresa aici, ca să o vedeți pentru conformitate. Eu sper că puteți avea încredere în ceea ce vă spun. Că v-am spus exact cum arată adresa respectivă. Aveți vreo propunere, domnul Grigore, ca să o adresați colegilor din Telegrafie? Lăsăm prețurile așa. Le facem o adresă. Deși interesul nostru, eu nu plătesc. Dacă e de fiecare dată, în fiecare an mai urmă cu prețului, l-au făcut cu 2 lei. Dar cu 2 lei, cum îl duce? În sfârșit că, și urmă, unul dintre timpul la anul, vor fi mai mult de 2 lei, să ne-am întrebat că știți ce mi-a spus inginerul Grație, după da, eu am fost coleg de școală la un moment dat, domnul Grație. Băi, ce înseamnă că am fost prost, că n-am umflat-o mai tare ca să aveți unii dar jos. Dacă pui problema asta, înseamnă că am vrut să consider pe aia. Să vă gândim la o propunere și să facem o adresă și un cuvânt cu domnul inginer Gerasim la ședința din Consiliu și atunci facem negocierea între Consiliul Local Bucdănești și inginerul care reprezintă o colosie din Mănăstirea Cașa. Atât. Consultă colegii. Sunteți de acord? Da.